deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ajut, la care participă un număr de 17 consilieri. Vă rog, 17 consilieri și absentează 2 consilieri, domnul Toderașcu și domnul consilier Dogaru. La ședință participă domnul primar Armelcea Constantin și domnul viceprimar Cristian Leonard. Supun spre aprobare procesul verbal la ședința anterioară. Cine este pentru? Abține? Contra? Mulțumesc. Un număr de 17 voturi. Procesul verbal a fost aprobat. Având în vedere prevederile legii administrației publice locale, numărul 215/2001 și propunerea domnului inginer Armelcea Constantin, primarul municipiului Ajut, care prin dispoziția 702 din 2018 a convocat în ședință ordinară Consiliul Local al Municipiului Ajut, vă permite să vă prezint ordinea de zi, așa cum a fost transmisă de către aparatul domnului primar. Vom veni cu modificare la ordinea de zi cu 5 proiecte de hotărâri care o să-mi dea explicația domnul Marola privind modificarea... Spun eu, e vorba de același tip de proiect, e vorba de cele 5 vânzări de apartamente tipanele. Ne-am întors de la notar că s-a greșit fișa de calcul, deci am trecut acel 1% și la cel care cumpără și la noi la primărie. Deci faci modificare de fișa de calcul, dar trebuie obligatoriu din aceasta. Astea sunt proiecte, sunt 5 proiecte similare pentru 5 persoane care au cumpărat anul. Da. Dau pentru proiectul 1, dau cuvântul domnului primar, al prezenta. La primul punct al ordinii de zi, vă citesc proiectul de hotărâre pe articole. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului general al Unității Administrative Teritoriale a Municipiului Ajut pentru anul 2018, care însumează la partea de venituri 55.697,72 lei, iar la partea de cheltuieli 58.598,87 lei, conform anexei 1. Articolul 2. Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat a veniturilor pe capitole și subcapitole pentru 2018, care însumează 28.598,92 lei, din care pentru funcționare 18.525,71 lei, iar pentru dezvoltare 10.071,21 lei, conform anexii 2. Articolul 3. Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat a cheltuielilor pe capitole, subcapitole și paragrafe pentru anul 2018, care însumează 29.936,17 lei, din care pentru funcționare 18.527,10 lei, iar pentru dezvoltare 11.409,16 lei, conform anexii 3. Articolul 4. Se aprobă rectificarea listei de investiții cu finanțare de la bugetul local al municipiului Ajut pentru anul 2018, în sumă de 11.482,30 lei, conform anexii 4. Articolul 5. Se aprobă rectificarea programului de investiții publice pe curbii de investiții și surse de finanțare pentru propunerea bugetului 2018 și estimarea bugetului 2019-2021, conform anexii 5. Articolul 6. Anexa 1 și fac parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 7. Primarul prin inițiativă în aparatul de specialitate va aduce în acoperire prezenta hotărâre și la articolul 8 prezenta hotărâre se comunică prin prezentul secretarului instituției perfecte pentru controlul de la acestea. Domnul consilier Catoana. Da, comisia s-a întâlnit în data de 25 iulie, au participat patru consilieri, dar absentat domnul consilier Toderașcu, am analizat proiectul de hotărâre și l-am avizat cu 4 puncturi pentru mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect, dacă sunt. Da, nu vreau să întreb ceva. Am văzut foarte mulți bani prinși pentru serviciul de elaborare, studiu de introducere în documentația mai semnăsului, cum se zice. Nu mai este înscrierile de cereri. Foarte mulți bani. Nu poate cineva de la primărie? Păi dacă adunăm câți bani ăștia, cred că putem angaja și 3 persoane să fac activitatea asta. Sunt probleme cu programul respectiv. Și atunci avem
am luat firmă din prima dată. Sunt destule blocaje, se încarcă, se semnează electronic, sunt planșe foarte mari care noi n-avem posibilitatea să le scanăm și să le băgăm în sistem. Deci sunt multe probleme și de-aia sunt clarificări, iarăși, care sunt termene. Dacă se blochează, iarăși, ni se blochează nouă sistemul, ei au alte dotări. Deci nu scriu numai pentru noi. Cu asta se ocupă. Aș fi completare pentru un răspuns. Multe sunt, multe dintre ele sunt expertizi, care sunt foarte puțini experți în țară. Deci oricum noi n-am găsit personal să ne acoperi doar pentru noi. Mai ales că angajarea unui expert, sigur nu vine la noi. Nu, deci nu, sigur nu vrea să se angajeze la noi. Multe dintre ele sunt expertizi care nu avem posibilitatea să le facem cu personalul nostru, de asta suntem obligați să le facem cu firme specializate care au și experți în domeniu, au ștampilele respective. Plus că noi lucrăm acum, depunem cer de finanțare, nu știu, un an de zile. După aia nu mai avem ce face cu expertul respectiv. Și n-ar veni salariul respectiv. La limii de rezistență, de exemplu, Vrancea nu are decât un singur expert. Și noi domnul Topulescu și e foarte complicat de lucrat cu lui. Iar pe partea cultura avem pe zona Brașovului, iar pe expertiză tehnică, deci în zona Iași mai găsim. Deci e foarte complicat de asta. Și domnul Roman la ISU, tot la fel, un singur pe județ, care se lucrează foarte, foarte greu cu domnul. Foarte greu, care nu vrea decât bani la negru și așa mai departe. Deci e complicat. Da. Asta e și motivația ce va fi doamna Violeta. Încercăm să lucrăm cu firme specializate. Da. Da, alte discuții, dacă mai sunt. Doamna Ghetti, mulțumim pentru răspuns, sau? Da. Da? Bine. Alte discuții, dacă mai sunt? Da. Dacă nu mai sunt, supunem la vot proiectul de hot. Domnul Cătana? Da, am văzut, v-am găbit. Da. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma care zice cine este pentru. Vă mulțumesc. Deci, cu 17 voturi pentru, proiectul a devenit hotărârea numărul 98. Da, cuvântul domnului. Articolul la următorul proiect de hotărâre se aprobă contul de execuție al bugetului general al municipiului Ajut la data 30.06.2018 în Montala Cultură, care a fost prezentată. Eu vă citesc numai rezultatul exercițiului general al municipiului Ajut pe trimestrul 2 al anului 2018. Pe total se prezintă cu excedent la 30.06.2018 în sumă de 3.725.139 lei, din care pentru funcționare un excedent de 2.430.112 lei, iar pentru dezvoltare 1.295.027 lei. Articolul 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al municipiului Ajut la datele 30.06.2018 în structura prezentată în proiect. Rezultatul exercițiului bugetului local pe trimestrul 2 pentru anul 2018, pe total se prezintă cu excedent la 30.06.2018 în sumă de 1.657.584 lei, din care pentru funcționare un excedent de 362.557 lei, iar pentru dezvoltare un excedent de 1.295.027 lei, conform anexul 23 din prezentul hotărâre. Articolul 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial în venituri proprii al municipiului Ajut la 30 iunie 2018, în următoarea structură prezentată mai jos în proiectul de hotărâre. Rezultatul exercițiului care vă interesează, la sfârșitul trimestrului 2, se prezintă un excedent de 2.067.555 lei, din care tot în secțiunea de funcționare. Articolul 4. Comunicarea și publicitatea prezentei hotărâri se va asigura de către primarul secretarul municipiului prin aparatul de specialitate. Domnul Cadan, avizul pe comisie, dacă vă aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâri în forma care a fost prezentat. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Contra? Abțineri? Deci cu număr de 17 voturi pentru, proiectul a devenit hotărârea numărul 99 din 26.07.2018. Articolul următorul proiect de hotărâre se aprobă casarea activelor fixe din patrimoniul administrativ gospodăresc al municipiului Ajut, ca urmare a degradării și usurii avansate a activelor fixe, având o valoare de inventar de 16.000
281,02 lei, conform anexii 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de direcția economică din aparatul de specialitate și articolul 3. Prezenta hotărâre se comunică și se publică conform dispozițiilor legale. Domnul Catana, avizul pe comisie. Avizul discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma inițială. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abținere contra. Număr de 17 voturi. Proiectul de hotărâre devine hotărârea 100. Articolul 1 la următor proiect de hotărâre. Se aprobă realizarea lucrărilor care se finanțează de la bugetul local pentru obiectivul de investiții construirii grădinițe cu program normal numărul 2-4, săl de clasă, săl de grupă, pardon. Astfel, valoarea totală a investiției este 277.005,19 lei, inclusiv TVA, din care construcție montaj 182.906,06 lei, inclusiv TVA. Indicată lucrări pentru asigurarea utilităților. Și aici sunt branșamente de apă, racol, canalizare, branșament gaze, branșament la rețeaua electrică, sistematizare verticală, echipamente la centrală termică, centrală termică, vază de expansiune, boiler, stații de debilizare. Articolul 2. Se aprobă realizarea lucrurilor care se finanțează de la bugetul local pentru obiectivele investiții, construire grădiniță, program normal, 2-4 țări de grupă, conform devizului general, anex la prezenta hotărâre. Articolul 3. Primarul, prin compartimentul aparatului de specialitate al primarului, va asigura duce la împlinirea prezentei hotărâri. La articolul 4, prezenta hotărâre se comunică tuturor persoanelor interesate, inclusiv instituției prefectului pentru controlul legalității. Domnul Catana. 4 voturi pentru avizul favorabil. Da, mulțumim. Discuții pe marginea acestui proiect, dacă sunt. Dacă nu sunt, supun spre aprobare proiectul în forma inițială și m-a prezentat de domnul primar. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri. Contract. Deci cu numărul de 17 voturi pentru, proiectul devine hotărârea numărul 101. Articolul 1 la următorul proiect. Se aprobă recontarea sumei de 1344 lei pentru școala gimnazială numărul 1, reprezentând cheltuieli pentru navetea cadrelor didactice și al personalului didactic auxiliar, aferente lunii iunie 2018. Articolul 2. Se aprobă remontarea sumei de 2234 pentru școala gimnazială Principele Radu, reprezentând cheltuieli pentru navetea cadrelor didactice și al personalului auxiliar, aferente lunilor mai și iunie 2018. Articolul 3. Se aprobă recontarea sumei de 869 lei pentru școala gimnazială Mareșala Berescu, reprezentând cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice și a personalului auxiliar, aferente lunii iunie 2018. Articolul 4. Se aprobă recontarea sumei de 2843 pentru Colegiul Național Emil Bota, reprezentând cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar, aferente lunii iunie 2018. Articolul 5. Se aprobă recontarea sumei de 2488 lei pentru Colegiul Tehnic Gheorghe Balș, reprezentând cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar aferente lunii iunie 2018 și la articolul 6, primarul prin serviciu, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea de plină prezente hotărâri. Domnul Catană, avizul pe comisie. Da, comisia a avizat favorabil cu 4 voturi pentru. Da, domnul consilier Drăghici. Da, mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supune la vot proiectul în forma inițială, cum a fost prezentat de domnul primar. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineri? Contra? Deci cu număr de 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre devine hotărâre 103. Articolul 1 la următorul proiect. Se aprobă statul de funcție al Serviciului Public Administrare și Întreținere Construcții Proprietatea Domeniului Public din subordinea Consiliului Local Ajut, anexa 1 care face parte integrantă de prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă statul de funcție al compartimentului buget financiar contabil al Direcției Economice anexa 1B, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă statul de funcție al Serviciului Executare Strictă și Recuperare Creanțe al Direcției Economice anexa 1C, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la nivel de compartimentul organizare resurse umane și salarizare și adusă la cunoștința tuturor celor îndreptățiți de serviciu administrației publice locale. Domnul consilier Stanciu, avizul de comisie. Comisia s-a primit numărul de 24, pentru 7. Au participat 4 consilieri, președința a acceptat domnul consilier Dundan și cu 4 voturi pentru. Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, să punem la vot proiectul de hotărâre în forma inițială, cum a fost prezentat. Cine este pentru?
Contra. Abține. Un număr de 17 voturi pentru. Proiectul de hotărâre devine hotărârea 103. Articolul următor proiect. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială din suporterea Consiliului Local al Municipiului Arduta, anexa 1, care face parte integrantă de prezentă de hotărâre. Articolul 2. Sediul Direcției de Asistență Socială este strada stadionului numărul 2, Municipiul Arduta, până la identificarea și angajarea unui spațiu pentru desfășurare în condiții optime a activității, Direcția va funcționa în actualul stat de serviciu grup de asistență socială. Direcția recordul fiscal 3949-0790, cont deschis la trezorerie și dispune și de ștampilă proprie. În toate documentele emise de către direcție, se va menționa consiliul local al municipiului Arduș, Direcția de Asistență Socială, date de identificare a alte persoane juridice, sediu și codul fiscal. Articolul 3. Serviciul administrației publice locale va asigura comunicarea și publicitatea prezentului hotărâre. Domnul consilier Stanciu. 4 voturi pentru domnul Stavar. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă scuze, deci avem aviz dublu și domnul consilier Drăghici. 5 pentru. Discuții pe marginea acestui proiect, dacă sunt. Nu sunt, să pune la vot proiectul. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Un număr de 17 voturi. Proiectul devine hotărârea 104. Articolul 1 la următorul proiect. Se aprobă organigrama Spitalului Municipal Ajut, conform anexă numărul 1, care face parte integrantă de prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă suplimentarea și modificarea statului de funcție al Spitalului Municipal Ajut, conform anexă 2, care face parte integrantă de prezenta hotărâre. Statul de funcție actualizat al Spitalului Municipal Ajut, complet, este prezentat în anexa 3 prezentei hotărâre. Și articolul 3, prezenta hotărâre, va fi comunicată celor interesate către compartimentul managementul spitalului și unități subordonate și instituții prefectului pentru controlul legalității de serviciul administrației publică locală. Domnul consilier Stanciu, avizul pe comisie. Patru voturi pentru. Da, da. Domnul Drăghice. Da, mulțumesc. La ședință țin să vă anunț că participă și domnul director interimar al spitalului municipal al Jut. Dacă va avea de spus ceva, o să dăm cuvântul. Discuție pe marginea acestui proiect, dacă sunt. Domnul direct, doamna directoare, aveți un punct de vedere? Mă bucur că am un proiect pe care vreau să-l susțin. Suntem obligați, datorită legilor în vigoare, să suplimentăm acele locuri și locuri de muncă, cum ar fi fizicianul. Nu mai putem să funcționăm cu compartimentul de radiologie fără un fizician. Am înființat compartimentul DPO, protecția datelor. Suntem obligați să avem acel post și mai nou am înființat la propunerea mea, de acord cu dumneavoastră, un serviciu. Am reorganizat un pic în interiorul structurii de la mine din spital, de la noi din spital. Încercând ca toate aceste lucruri să aibă o fluiditate mult mai adecvată. De ce? Sunt lucruri noi la început și trebuie obligatoriu să le verifici. Așa m-am gândit eu, cu acordul dumneavoastră, dar exact conform legii, să fac aceste lucruri. Dacă dumneavoastră aveți anumite întrebări... Dacă aveți întrebări... Dacă mă mulțumim, aveți eu. Vă mulțumim. Supunem la proiectul de hotărâre, așa cum a fost prezentat, cine este pentru? Mulțumesc. Abținem. Contra. 17 voturi pentru. Articolul 1 la următorul proiect de hotărâre se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Arduș, a terenului suprafață de 9.825 metri pătrați, situate în Fabilan, municipiul Arduș, zona Brancate, Sar, Boșcan, Dalau, Șașoara, Bastiera, 47/2. Articolul 2. Serviciul administrat de domeniul public și privat, cadastru, comunicativ, monitorizare, utilități, și instituții publice și coordonate la valoare de specialitate, va asigura și publicarea listei de materiale a bunicii a partidului privat al municipiului.
Articolul 3. Se rezervează primarul care în aparatul este candidat să se asigură ducerea la implicare pe zentru hotărât. La articolul 4, prezenta hotărât va fi comunicat din instituțiile proiectului pentru un loc de cazății tuturor persoanelor interesați. Domnul consilier Bogdan. Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru. Da. Discuții, dacă sunt pe partea. Vreau să întreb și eu, care e, ce se intenționează să facă cu terenul ăsta? Deci este vorba de utilizarea unui vivez pentru finanțarea externă cu anexele colegiului centrale. Cu o limbare mai multe care de pompe. Și cu anexele colegiului centrale, doar la undeva unde aveți de data de lucruri sau de da, dar și cum e terenul. Deci înființare cu fonduri europene, am avut un păi și cine va înființa de data asta? Domnului, e privat. Deci se va vinde către cineva. Nu, e prima cesiune. Dar nu mai are cesiune. Poate. Da. Dacă nu ați spunut, susținem la tot proiectul de hotărâre informat de seara 5 septembrie. Mulțumesc. Deci cu număr de 17 abține contra, cu număr de 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre devine hotărârea 106. Articolul 9, următorul proiect, se aprobă cererea de atribuire în folosință gratuită a terenului în suprafață de 290 metri pătrați, aparținând domeniului privat situat în municipiul Ajuns Adamori, numărul 4, domnului Feri David Ionuț, în scopul construirii unei locuințe personale, conform procesului verbal al Comisiei de Identificare și Inventariere Terenului. Articolul 2. Termenul de obținere a actului de autoritate, certificat de urbanism, autorizație de construire, necesară edificare construcției este de un an de la data primirii terenului. Articolul 3. Se interzice însăinarea sau transmiterea dreptului către alte persoane. Articolul 4. Se desemnează primarul ca prin aparatul de specialitate să asigure aducerea îndeplinirea prezentei hotărâri și la articolul 5, prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesați și instituției prefectului pentru controlul legalității. Domnul consilier Bejan. Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre, 4 voturi pentru, 1 vot contra. Discuții pe acestui proiect. Domnul consilier Catana? Da, aș dori ca cei care redactează proiectele de hotărâre să fie atenți de la punctul 10 până la punctul 14, vedem că nu se mai specifică suprafața pe care vrem să o atribuim. Și creează suspiciuni. Deci la punctul, de exemplu, 9, spune proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii în suprafață de, iar începând cu punctul 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii fără să mai specifică. Deci atenție mare că redactăm aceste proiecte, să dăm toate datele, toate informațiile, pentru ca cei care... Pentru ca cei care urmăresc, eu știu, online sau unde publicăm noi toate materialele, să capte toate informațiile necesare. Nu dăm informațiile toate, încep să apară o serie de suspiciuni. În proiectele hotărâri, în sensul prefecției, nu mai pot dispozi. De fapt, am specificat și în comisie, noi am specificat undeva, ca în dispoziție să apară acestea. Mulțumesc. Alte discuții? Domnul consilier Vintila. Am să vă spun de ce votez împotrivă. Haideți să facem, nu este nici discriminare, haideți să facem, găsim numai terenul pentru anumite genuri de persoane, sau mă rog, nu știu, să le luăm. Deci dacă am mutat unul de acolo de o anumită etnie, s-a terminat cu restul populației din ajung. Deci ori să facem terenul, cum găsim pentru anumite, că sunt tineri între 18 și 35 de ani și de altă, orientare care se poate beneficia de terenul ăsta. Deci singurul terenul care le avem și în jur de două orientare pus la dispoziție și asta, dar eu să vedem ce de Emilie Roma, sunt în toana... Știu unde e dar acolo, dar... Special ca să facă în exterior localității, asta e tot ideea. Nu se duce nimeni de ce e poate în dar ăia nu sunt. Pentru cei de 18-35 de ani de naționalitate română, nu sunt locuri. Nu sunt locuri, dar nu sunt locuri. Dar costul lui a fost să vină pentru oricine. Păi de ce să fac un cartier? Să fac un cartier și pentru ei și pentru... Avem noi precedentul nostru, dragi, ce
Păi dacă vrem măcar să păstrăm o proporție, dăm 2 hectare într-o parte, dar să mai dăm 2 hectare în altă parte, ca să măcar să mai avem și ceilalți. Fie un echilibru. Sunt obligați oamenii să plece din oraș și la Vârcioarea, la Ajutul Vechi. Din cele 18 de locuri la Sfântul Vechi, pentru a trăi din acolo păstrăm pentru tine, adică ai pot să le pot și pentru tine. Deci, de altă etnie, aparte de mie rog. Ca să avem și mine din timp. Întrebarea mea este, domnul Michel, întrebarea mea este așa, dar cum a spus domnul primar, dăm un număr de 20 de locuri în zona Ajutul Vechi și se duce un cetățean de etnie rogul. Ce motiv ați? Nu, eu nu zic cu dacă se duce. Deci, în momentul când dumneavoastră aprobați, am văzut cum se face un dosar. Când aprobați, eu vorbesc de alea gratuite. Nu da, discutăm de alea. Așa. Dă un număr de 20 de locuri aproximativ. Faceți antrenament. Mă chemați bine, fac eu selecția. Unii se duc unii și unii se duc ceilalți. Dacă... Se fac mai multe locuri pentru cei din Roma, aia e problema, eu așa văd. Și-au venit ca... Să mulți iasă și ei, dar după ce aveți cu oameni. După aia ne facem probleme ce să fie mulți oameni în oraș. Să bucur cu imanitate, să bucur că nu abate. Nu abate. Nu abate. Nu abate. Dar sunt și români în zona aici. Sunt foarte mulți. Sunt mulți. Cred că prima familie din România. Nu. Dar sunt și români în zona. Sunt clasicul. Din ăștia 20 de ani. Sunt de azi aici din România. Tu ești la capăt. Nu, dar sunt. Auzi? Așa. Dar îți faci schimbare. De situație nu se dacă nu mai cine se pierde? Abține? Domnul echipă se abține? Doamnei Cristina Ionuț, Cristina Ionuț Marian, domnului, în scopul construirii locuințe personale, articolul 2, termenul de obținere actul de autoritate este un an de zile de la data primirii terenului. Articolul 3, se interzice întreinarea sau transmiterea drepturilor de către alte persoane. Articolul 4, se desemnează primarul ca pe aparatul de specialitate să asigure aducerea în plină a prezentei hotărâri. Articolul 5, prezintă hotărârile se comunică tuturor persoanelor interesate, inclusiv instituției prefecte. Domnul consilier Bejanu. Un vot contra, da? Da. Discuții pe marginea acestui proiect? Da. Nu mai repet. Punem la vot atunci proiectul, așa în forma care a fost. Cine este pentru? Poate nu vrei să mai ieși în oraș. Vă rog. Contra. Contra. Și abține. Și abține. Domnul Manolache, v-ați abținut, da? Domnul Manolache, domnul Matei. Te dau pe liste. Supuneți la vot din nou. Deci cine este pentru?
Nu mai domnule Chefor să abțin, nici domnul Vinge pe împotriva. Discuție pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supune la vot proiectul în forma inițială. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține. Contra. Deci cu număr de 15 voturi pentru, o abținere și unul contra, proiectul devine hotărâre 110. Articolul 1 la următorul proiect se aprobă cererea de atribuire în folosință gratuită a terenului suprafață de 277 metri pătrați datat din domeniul privat al municipiului Arcluj, zona pasaj pedonal Vrancal, țara Balastierii, domnului Răducanu Ion, în scopul construirii unei locuințe personale. Articolul 2, termenul de obținere. Termenul de obținere a actului de autoritate și un an de zile. La articolul 3 se interzice înțelegarea sau transmiterea drepturilor de proprietate. Articolul 4. Aparatul de specialitate va asigura aducerea în prezentarea prezentului hotărâri. Iar la articolul 5. Prezentarea hotărâri se va comunica tuturor persoanelor interesate, inclusiv instituții de prefectul pentru controlul legalității. Domnul consilier de Jean, avizul de vot. Da, mulțumesc. Discuție pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, se pune la vot proiectul în forma inițială. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține. Contra. Comunul de 15 voturi pentru, o abține și nu contra, proiectul de 311. Articolul 1 la următorul proiect. Se aprobă după două oportunitate, conform aneselor 1 și caietul lăsați la licitații publice și dispunere pentru ofertanți, conform aneselor 2 care va face agendată la prezentarea ordinii, privind aprobarea vânzării licitației publice a terenului suprafață de 1140 pătrați, situația la trup doar la Sarelă Brancal, Tava 7 și Pația la 471, aparținând domnul privat al municipiului Arcluj. Articolul 2. Se acordă vânzarea prin licitație publică a terenului suprafață de 1140 pătrați, situația la trup doar la Sarelă Brancal, aparținând domnul privat al municipiului Arcluj, conform exact o locată funcțională numărul 57442. Articolul 3. Prețul minim de vânzare de la care pornește licitația pentru suprafață de 1140 metri pătrați a fost stabilită prin raportul evaluării promis de un evaluator extern autorizat membru anual, respectiv de 6 euro pe metru pătrat, adică 27.972 lei pe metru pătrat, calculat la cursul BNR din data de 26.06.2018, valoarea totală minimă de care pornește licitația este de 6.684 euro, respectiv 31.161 lei. Articolul 4. Procedura de licitație se va demara în maxim 45 de zile de la adoptarea hotărârii, iar perfectarea actului de vânzare cumpărare se va avea loc în maxim 30 de zile la semnarea procedurii de adjudicare. Articolul 5. Contractul de vânzare cumpărare se va încheia în forma autentică la biroul notarului public, taxele aferente urmând a fi suportate de cumpărător. Articolul 6. Prezentul terenul face obiectul celor de retrocedare. Articolul 7. În evidențele patrimoniale se va opera corespunzător vânzarea acestui teren. Și la articolul 8. Prezenta hotărârii se va comunica instituției prefectului și tuturor persoanelor interesate. Domnul consilier Beza. Comisia vizată favorabilă proiectului hotărârii. Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu supune la vot proiectul în forma inițială, cine este pentru?
Vă mulțumesc. Abțineri? Contra? Cu număr de 17 voturi, proiectul a devenit hotărârea 112. Articolul 1, următorul proiect de hotărâre, se aprobă studiul de oportunitate, anexa numărul 1 și caietul de sarcină, anexa 2, pentru vânzarea terenului suprafață de 162 metri pătrați, situat în Adjut, strada Vasile Alexandrii, numărul 9, tavaua 3, parcela 146, înscris în cartea funciară cu numărul 57.421 UAT Adjut și aparține în domeniul privat al municipiului Adjut. Articolul 2. Se aprobă vânzarea prin administrație publică a terenului suprafață de 162 metri pătrați, situat în municipiul Adjut, strada Vasile Alexandrii, numărul 9. Articolul 3. Prețul minim de vânzare al terenului de la care pornește licitația este de 41 euro pe metru pătrat, respectiv 191,33 lei pe metru pătrat, calculat în lei la cursul BNR din data de 25.06.2018, așa cum rezultă din raportul de evaluare întocmit de evaluator membru ANEVAR, însușit de Consiliul Local al municipiului Adjut. Valoarea minimă de la care pornește licitația este de 6.642 de euro. Articolul 4. Procedura de licitație publică se va demara maxim 45 de zile de la adoptarea hotărârii, iar perfectarea actului de vânzare-cumpărare se va face în maxim 30 de zile de la semnarea procedurii verbal de adjudecare. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în formă autentică la biroul notarului public. Prezentul teren la articolul 5 nu face obiectul celor de procedare. La articolul 6, evidențele patrimoniului privat al municipiului Adjut se va opera corespunzător și la articolul 7, procedura hotărârii va fi comunicată instituției prefectului pentru controlul legalității și tuturor persoanelor interesate. Domnul consilier Grigan, avizul de comisie. Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 4 voturi pentru, 1 vot contra, cu propunerea ca prețul de pornire al licitației să fie de 50 de euro pentru pătrat. De asemenea, domnul Cataneun s-a avut votul contra, motivând faptul că se poate construi până în trotuar, fapt ce ar modifica arhitectura zonei. Fac o completare de înainte de la voastră la discuții. Deci, în urma discuțiilor purtate cu Comisia de Specialitate chiar ieri, au fost și mai reprezentanții cupului pentru a vedea dacă acel cămin afectează vânzarea suprafeței. Deci, s-au prezentat la fața locului cu schițele, deci nu influențează absolut deloc suprafața propusă pentru vânzare. Nu s-a atinge trotuarul, deci nu va fi afectat trotuarul și, din punctul meu de vedere, proiectul poate să rămână așa cum este în forma actuală. Alte discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, să punem la vot. Vreau să întreb. Ce vor să facă pe acest Pepo. Un magazin Pepo. Este renovat? Nu, vreau să-i extinde. Extindere în față. Ca la carambole. Fără propoastă. Mobil și așa folosești terenul ăla. Sunt proprietari clădiri. Și nu plătit, adică nu plătești. Îți faci în tot orașul. Păi da, îl folosești degeaba. Așa încep să-l luăm banii. Este, din punctul nostru de vedere, discuțiile cu patronii care sunt de la Bacău, este un magazin cu 25 de locuri de muncă, e un spațiu care stă de seamă și probabil ați luat și zona cealaltă. Deci aceea soluție ca și la este proprietar pe această clădire. Reprezentanții. Oricum arată jalnic în fața domnului. Arată jalnic zona aia în fața domnului. Grie să iei spartă. Ce-o face? Să iei stinge și face o magazin ca lumea. Alte discuții. Dacă nu, supune, având amendamentul la pe comisie, supune la vot în prima fază proiectul în forma inițială. Cine este pentru? Un singur vot pe Nu înțeleg. Cu 41 de euro, deci e proiectul cu amendamentul propus de comisie. Cine este pentru? 50 de euro. 50 de euro. Abține. Una. Contra. Doi. Nu. Abținere, contra,
Două contra. Deci două contra vă ține 14 voturi pentru. Articolul 2 de ordine se aprobă sub oportunitatea de a numărul 1 și pentru lăsatul de Alexandru Ioan, care următarea de rând la față de 292 metri pătrați, situată în municipiul Acuța, tabla 1, parțiala 3, înscris în cartea funciară cu numărul de 57272 a OAT Ajut, ce aparține domeniul privat al municipiului Ajut. Articolul 2. Se aprobă vânzarea prin stație publică a terenului în suprafață de 292 metri pătrați situat în municipiul Ajut, proprietate privată a municipiului. Articolul 3. Prețul minim de vânzare a terenului de la care pornește licitația este de 13 euro pe metru pătrat, valoarea totală fiind de 3.796 euro calculat în lei la cursul venit în ziua plății. Articolul 4. Procedura de licitație se demara în maxim 45 de zile de la adoptarea hotărârii, iar perfectarea actului de vânzare cumpărare se va face în maxim 30 de zile de la semnarea protocolului procesul verbal de adjudecare. Articolul 5. Prezentul terenul face obiectul celor de reprocedare. Articolul 6. Nevrențele patrimoniului privat se va opera corespunzător și la articolul 7. Prezenta hotărâre va fi comunicat instituției prefectului. Domnul consilier Dejan, avizul. Comisia vizează favorabil cu fiind hotărâre. De asemenea, comisia solicită modificarea dispozitivului hotărârii, unde din greșeală probabil s-a din Darlaua T2, parcela 7 și o fracțiune, s-a trecut pe Darlaua 1, parcela 3. Un proiect de hotărâre. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma inițială. Cine este pentru? Abține. Contra. Deci cu număr de 17 voturi pentru, proiectul devine hotărârea 114. Articolul 1 la următorul proiect de hotărâre. Se aprobă studiul de oportunitate anexa 1 și caietul de sarție anexa 2 pentru vânzarea terenului suprafață de 654 metri pătrați situat în municipiul Ajut, înscris în cartea funciară numărul 57402 a UAT, ce aparține domeniul privat al municipiului Ajut. Articolul 2. Se aprobă vânzarea pe licitație publică a terenului suprafață de 654 metri pătrați situat în municipiul Ajut, tabaua 1, parțiala 3, înscris în cartea funciară numărul 57402, proprietatea privată a municipiului. Articolul 3. Prețul minim de vânzare a terenului care de la care pune licitația este de 4 euro pe metru pătrat, respectiv 18,64 lei pe metru pătrat, calculat în, în lei la cursul venit din data de 12.07.2018. Articolul 4. Procedura de licitație se va demara maxim 45 de zile de adoptarea hotărârii, iar perfectarea contractului de vânzare cu barare se va face maxim 30 de zile de la semnarea procedurii urmă de adjudecare. Articolul 5. Prezentul teren nu face obiectul celor de reprocedare. Articolul 6. Nevrențele patrimoniului privat se opera corespunzător. Și la articolul 7. Prezenta hotărârii se comunică tuturor persoanelor interesate, inclusiv instituției prefectului. Domnul consilier Dejan. Comisia de azi favorabilă cu 5 voturi pentru. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, spunem la vot. Cine este pentru? Abține. Contra. Un număr de 17 voturi. Pentru proiectul de vinul trebuie arătat. Articolul 1. Se aprobă o oportunitate anexa 1 și aietul lăsat în anexa 2 pentru vânzarea terenului suprafață de 33 metri pătrați situată în municipiul Ajut, la urmă, parțiala 3, înscris în cartea funciară numărul 57242, ce aparține domeniul privat al municipiului Ajut. Articolul 2. Se aprobă vânzarea prin stație publică a terenului suprafață de 33 metri pătrați. La articolul 3. Prețul minim de vânzare a terenului la care pornește licitația este de 5 euro pe metru pătrat. Articolul 4. Procedura de licitație se va demara în maxim 40 de zile de la adoptarea hotărârii, iar prefectarea contractului de vânzare cu cumpărare se face în maxim 30 de zile de la semnarea procedurilor de adjudecare. Articolul 5. Prezentul terenul face obiectul celor de reprocedare. Articolul 6. În evidență, patrimoniul privat se va opera corespunzător. Și la articolul 7. Prezenta hotărârii se comunică instituției prefectului și tuturor persoanelor interesate. Domnul consilier Bezan, aviz. Da, mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma inițială. Cine este pentru? Abține. Contra. Un număr de 17 voturi pentru. Proiect devine hotărârea 116. Articolul 1. Se aprobă studiul de oportunitate privind aprobarea vânzării prin procedura de licitație publică a terenului suprafață de 21 metri pătrați, aferent construcției situate în Ajut, strada Sarfenilor, poziția 1, aparținând domeniul privat al municipiului Ajut, conform anexii 1, care face parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă vânzarea prin procedura de licitație publică a terenului suprafață de 21 metri pătrați,
aferent construcții situate în ajutul sala Sarcâmilor, aparținând domeniul privat al municipiului Ajut, pe care este edificată o construcție cu destinație de garaj, conform extractului de cadru funcțional numărul 54.716. Proprietarul construcției are un drept de preemțiune asupra terenului în procedura de vânzare. Articolul 3. Prețul de vânzare a terenului este cel stabilit în raportul de evaluare într-o mică evaluator extern, Mendo Anevar, având o valoare totală de 525 de euro, respectiv 25 de euro pe metru pătrat. Articolul 5. Contractul de vânzare cumpărat se va încheia în forma autentică la biroul notarului public. Achitarea integrală a contravalorii se va face de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Toate obligațiile reciproce se vor concretiza în contractul de vânzare-cumpărare. Articolul 5. Procedura de licitație se va demara maxim 45 de zile de adoptarea hotărârii, iar prefectarea contractului de vânzare-cumpărare va avea loc în maxim 30 de zile de la semnarea procedurilor verbale de adjudecare. Articolul 6. În cazul în care solicitatul nu își exprimă dreptul de preemțiune la cumpărarea terenului, în termenul stabilit, vânzarea terenului va avea loc în condițiile prevăzute de alineatul 1 și al 2, articolul 123 din legea administrației publice locale numărul 205/2001, republicată cu modificări de proprietăți ulterioare. Articolul 7. Prezentul terenul face obiectul celor de retrocedare. Articolul 8. În obiecțiile 4 memoriale se vor opera corespunzătoare, iar articolul 9. Prezenta hotărâre se comunică instituției prefectului și tuturor persoanelor interesate. Domnul consilier Bejan, avizul de mulțumesc. Domnul Anamachia, nu mă opicați să ne respectăm, văd că comentați, dacă vreți să ne respectăm pe toți. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supunem la vot cine este pentru. Mulțumesc, abține, contra. Un număr de 17 voturi pentru hotărârea. Articolul 1. Se aprobă subiect o oportunitate de prin aprobarea vânzării prin procedura de licitație publică a terenului suprafață de 5,4 metri pătrați, aparent construcție și situate la Jucoala Traia Vărăia, aparținând domeniul privat al municipiului Ajut, conform anexelor de omul care face parte integrată în prezentă la vedere. Articolul 2. Se aprobă vânzarea prin procedura de licitație publică a terenului suprafață de 5,4 metri pătrați, aferent construcție în Ajut, strada Traia Vărăia numărul 18, aparținând domeniul privat al municipiului Ajut, pe care este edificat o construcție cu destinația de locuințe, conform extractului de cadru funcțional numărul 56.602. Proprietarul construcției are un drept de preemțiune asupra terenului în procedura de vânzare. Articolul 3. Proiectul de vânzare a terenului este cel stabilit prin raportul de evaluare întocmit de un evaluator extern membru-anugar, având o valoare totală de 11.880 euro, respectiv 20 de euro pe metru pătrat, suma ce va fi achitată în lei la cursul BNR în ziua plății. Articolul 4. Contractul de vânzare cumpărare se va încheia în forma autentică la biroul notarului public, taxele aferente urmând a fi suportate de cumpărător. Toate obligațiile reciproce vor fi concretizate în contractul de vânzare cumpărare. Articolul 5. Procedura de licitație se va demara maxim 45 de zile de adoptarea hotărârii, iar perfectarea contractului de vânzare cumpărare va avea loc în maxim 30 de zile de la semnarea procedurilor verbale de adjudecare. Articolul 6. În cazul în care solicitatul nu își exprimă dreptul de preemțiune, la cumpărarea terenului în termenul stabilit, vânzarea lor va avea loc în condițiile prevăzute de aliniatul 1 și 2, articolul 120 din legea administrației publice locale. Articolul 7. Prezentul terenului face obiectul celor de retrocedare. Articolul 8. În evidențele patrimoniale se va opera corespunzător și prezenta hotărârii la articolul 9 se va publica și transmite instituției prefectului și tuturor persoanelor interesate. Domnul consilier Bejan, avizul pe mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma inițială. Cine este pentru? Abține. Domnul Vintilă, abține. Nu. Deci pentru. Cu 17 voturi pentru. Proiectul devine hotărârea 118. Următorul și ultimul proiect de hotărâre, de fapt sunt cele 5 care au fost înclopate într-un singur proiect de hotărâre de colegii mei. Articolul 1. Se aprobă modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 48 din 29.03.2018 privind Cristi Florentin Ioniță, după cum urmează. Articolul 2. Se modifică și va avea următorul conținut. Vânzarea apartamentului identificat la articolul 1 se va face cu plata în rate lunare, cu preț final de vânzare de 88.239,02 lei, conform anexei ce face parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 3. Se modifică și va avea următorul conținut. Domnul Ioniță Cristi Florentin va achita pentru locuințe astfel. Avans 15% în cuantum de 13.104,75 lei și 1% comisiune în valoare de 874 lei la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar restul de 74.260,27 lei
va fi achitat în rate lunare eșalonate pe o perioadă stabilită în funcție de venituri la data semnării contractului de vânzare cumpărare conform hotărârii de guvern numărul 644 din 2014. Articolul 2. Se aprobă modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 49 din 29.03.2018 privind pe Lăscărache, Daniel și Bâlac, Emilia, după cum urmează. Articolul 2. Se modifică și va avea următorul conținut. Articolul 2. Vânzarea apartamentului identificat la articolul 1 se va face cu plata în rate lunare cu un preț final de vânzare de 123.709,46 lei, conform anexei ce face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 3. Se modifică și va avea următorul conținut. Domnul Lăscărache Daniel va achita prețul locuinței astfel, avea 15% în cuantum de 18.372,67 lei și 1% comisionul va valoare de 1.225 lei la data încheierii contractului de vânzare cumpărare, iar restul de 104.111,79 lei va fi achitat în rate lunare eșalonate pe o perioadă stabilită în funcție de venitul la data semnării contractului de vânzare cumpărare conform hotărârii de guvern 644 din 2014. Articolul 3. Se aprobă modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 50 din 29.03.2018 privind pe Popa Mariana și Popa Liviu Florin, după cum urmează. Articolul 2. Vânzarea apartamentului identificat la articolul 1 se va face cu plata în rate lunare cu preț final de vânzare de 88.386,95 lei, conform anexei care face parte integrată în prezentă hotărâre. Articolul 3. Se modifică și va avea următorul conținut. Doamna Popa Mariana va achita prețul locuinței astfel, avans 5% în cuantum de 13.126,64 lei și 1% comision în valoare de 876 lei la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar restul de 74.384,31 lei va fi achitat în rate lunare eșalonate pe o perioadă stabilită în funcție de venituri la data semnării contractului de vânzare-cumpărare conform hotărârii de guvern 644. Articolul 4. Se aprobă modificarea hotărârii de Consiliul numărul 51 din 29.03.2018 privind pe Filip Mihai și Filip Cristina, după cum urmează. Articolul 2. Vânzarea apartamentului identificat la articolul 1 se va face cu plata în rate lunare la un preț final de vânzare de 123.936,74 lei, conform anexei ce face parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 3. Se modifică și va avea următorul conținut. Domnul Filip Mihai va achita pentru locuința astfel, avans 15% în cuantum de 18.406,32 lei și 1% comision în valoare de 1.228 lei la data încheierii contractului de vânzare cumpărare, iar restul de 104.302,42 lei va fi achitat în rate lunare eșalonată de o perioadă stabilită în funcție de venitul la data semnării contractului de vânzare cumpărare conform hotărârii de guvern 644. Articolul 5. Se aprobă modificarea hotărârii Consiliului numărul 52 din 29 martie 2018 privind prisecarul Elena și prisecarul Iulian, după cum urmează. Articolul 2. Vânzarea apartamentului identificat la articolul 1 se va face cu plata în rate lunare la un preț final de vânzare de 118.489,84 lei, conform anexii care face parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 3. Se modifică și va avea următorul conținut. Doamna Popa Prisecaru, domnul Prisecaru Iulian și prisecarul Elena va achita prețul locuinței astfel, avans 15% în cuantum de 17.597,38 lei și 1% comision în valoare de 1.174 lei la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar restul de 99.718,461 lei va fi achitat în rate lunare eșalonate pe o perioadă stabilită în funcție de venitul la data semnării contractului de vânzare-cumpărare conform HZE 644. Articolul 6. Se înlocuiesc fișele de calcule anexe ale hotărârii de Consiliul Local numărul 48 din 29.03.2018 privind pe Ionită Cristi Florentin, pe Lăscărache Daniel, Bălane Emilia, privind pe Popa Mariana și Popa Liviu, respectiv Filip Mihai și Filip Cristina, privind prisecarul Elena și prisecarul Iulian, cu fișele calcule anexate prezentii hotărârii de Consiliu. Și articolul 7, comunicarea prezentii hotărâri se va asigura prin intermediul serviciilor administrației publice locale, instituției prefectului și tuturor persoanelor interesate. Discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Cine ia banii ăștia? Banii ăștia 1% la noi, restul la recuperarea investiției la mine. Și la 1% la noi? La noi, atât și restul la ei. Deci acum vom lua registrații și chiria să plătești în poate proporționare, majoritatea la ei puțin la mine. Partea de utilități rămas. Alte discuții la noi sunt?
nu mai sunt supune la proiectul de hotărâre și nu mai cine se pentru număr de 17 pentru proiectul de minuturi 119. La capitolul diverse, trei chestiuni am eu și am înțeles mai simțit la dumneavoastră. Deci avem prezentat și cred că a fost transmis dumneavoastră raportul de audit făcut de salariat a aparatului de specialitate din cadrul primăriei la societatea SCUPM în baza acelei sesizări. Raportul aveți prezentat. Din punctul meu de vedere și discuții cu colegii la curtea de conturi, nu sunt probleme majore, sunt probleme remediabile și în partea finală, dacă vă uitați, activitatea este foarte bună. După mine, destul nu foarte bună, că există loc și de mai bine. Legat de acest raport de audit, avem și un diagnostic economic-financiar al societății cu județul municipal Aiud, SRL, pe perioada 2013-2017, la fel întocmit de către un specialist din cadrul primăriei municipiului Aiud, și aici mă refer la șeful serviciului patrimoniu, cu concluzii foarte clare la partea finală. Este o societate care îngrețează profit și este în echilibru financiar. Dacă mai sunt discuții, directorul este aici, cel care a făcut acel diagnostic este prezent. Și mai am o chestiune după ce rămâne problema asta, dacă sunt discuții la cele două probleme, de fapt, da, la urmă. Discuții, dacă sunt. Da, dacă îmi permiteți, am văzut materialele, apreciez materialul făcut de domnul Papel. Aș vrea ca conducerea UPM să dea răspuns sau într-o lună, dar aveți aici niște propuneri de măsuri, expirare creanțe și reanalizarea structurii de personal și repartizarea creativității. Uitați-vă aici pe da? Vă rog la astea să dați un răspuns într-o lună, în două, dar nu mai mult de două luni. De fapt, cred la ultimul, nu știu ce au se dat în șir, dar este organigrama și parte de tot. Este organigrama, citiți materialul și materialul, da. Să vedeți cât analiza personală, productivități și mai departe, sunt niște propuneri acolo și vă rog frumos. Da. Acum, o întrebare, domnul Pavel, mi-a promis să vă propune un nou organigram spre dezbatere, o să-i rog. Da. La care s-a venit. Probabil pe 23 august, dar o să fie ședința de Consiliul Local. Nu știu. Păi va fi doare ședința de Consiliul Local, nu știu că nu o să fie. Păi dacă nu o să fie, pe 23 sau 30? Pe 23. Mai 30. Ultima e 30. Nu. 23. În cazul dacă avem proiecte de hotărâre, fiind o urmă de Consiliu, va fi și variantă să nu faci dintre Consiliu. Dar 80% se va face dintre Consiliu obligatoriu. 23. Și va fi pe 23, nu pe 30. Da, pe 23 au. Dacă permiteți, aș vrea să spun și eu un pic. Aș vrea să informez Consiliul Local că în urma plângerii făcute de domnul Baciu, că anul trecut pe această vreme, a fost anchetat penal atât eu cu societatea. Am primit neînceperea urmăririi penale în luna februarie. În al doilea rând, acea doamnă care a făcut această sesizare către Curtea de Conturi și pe dumneavoastră, mă rog, nu știu ce a văzut însă prin actele, că am avut angajat în vreo 3 luni, în rezervă dreptul mie și societății, să acționăm în instanță pe toți cei care, fără să cunoască adevăratele probleme, răsplândesc și împrăștii, mai și scriu și primi la fel de fel de instituții. Să vă spun drept cât am scris în ultimul timp la procuratură, poliție și la toată lumea și câte explicații am dat. Câte mașini de acte am cărat peste tot, mi-a ajuns până aici. Deci v-aș ruga foarte mult. Atunci când sunt suspiciuri, probleme, veniți și mă întrebați. Îmi pare foarte rău că și unul din consilierii dumneavoastră, atunci când doamna a făcut sesizarea, nici nu a apucat să luați o decizie, să am audit, deși eu de audit vorbisem cu domnul primar cu mult înaintea ședinței de Consiliu la care dumneavoastră a solicitat aceasta, să apucă și mai răspundesc prin tot felul de mijloace. Deci încerc foarte multe scuze, dar vă rog să credeți că nu sunt director ca să dau explicații organilor. De pe data de 31 ianuarie plecase de la mine ANAF-ul. Și am altă. Și altă. Deci nu se poate așa. Vă rog foarte frumos, când aveți probleme sau știu eu, ne lămurim. Veniți și întrebați și apă, îi sesizați unde doriți dumneavoastră. Vă mulțumesc. Da. Încă o profundare. Deci am făcut probleme sau rezolvare, așa de întrebări.
fază în criză de investiție. Către Consiliul Local am funcțit pe aia răpuită, de zi am comunicat că în anul școlar 2017-2018 următorii elevi, în data noastră, pe aici mă refer la Colegiul Național de Mimbota, au obținut rezultatele excepției astfel. Teodora Popovici, profesor Avram Adrian Mionel, locul 1, faza națională de istorie, 2. Prodan Sabina Adina, nota 10 la evaluare națională, au fost 3 elevi în tot județul Vrancea și numărul 3, Lorenț Ioana Antonia, media 10 la examenul de bacalaureat. Vă rugăm găsiți soluția necesară în vederea premierilor. Vis-a-vis de primul caz, știu că este o hotărâre de Consiliu pentru care cei care ajung la faza națională a unor obiecte pe olimpiade naționale sunt premiați automat în faza hotărârii. Vorba de celelalte două cazuri care sunt în arvă de excepții și dacă dumneavoastră hotărâți să le dăm un mic sprijin financiar, eu sunt de acord perfect. Deci vorba de... Deci dacă Popovici Teodora Prima, care este la etapa națională de istorie, nu va beneficia, dacă este beneficiat în baza hotărârii și vom da acela viitor de 500 de lei, mai sunt cei doi care, după mine, fiind de 3 elevi în județul Vrancea, cu media 10 la evaluare națională, este un lucru foarte frumos și nota media 10 la examen bacalaureat, care știți foarte bine că promovările... Câte 500 la fiecare? Deci, dacă sunt de acord cu suma de acest, chiar dacă ne este greu, suntem în o situație delicată financiară, vom găsi resurse, poate ne sponsorizează pentru cele două cazuri și a treia, la fel, complementă la susținerea. Dacă sunt de acord, problema făcută cu un diacon cu 550. Am fost o propunere cu o lună de zile pentru o elevă care a participat. Da, deci o să ținem cont. Sunt în fața... Am făcut o hârtie de domnul Ciortan și știu că nu s-a rezolvat nimic. Probabil în lipsa banilor, dar îi dăm. Îi dăm, sigur, la toți care... Acolo are bani, suntem de excedent la 6 luni. Nu suntem de excedent la... De 6 luni? Suntem pe excedent major, dacă ați văzut, avem bufatele rezultate, noi avem 1 milion și aproape 2 miliarde. Sunt lucrări care nu le-am plătit pentru că nu s-au făcut. Deci, procedura sunt de greoaie. Deci, probabil, dacă întreabă și vă întreabă, sigur. Deci, suntem în evaluare finală vis-a-vis de cele 6 proiecte pe linii de aici, la 4 gimnaziale de la jur și două licee, avem contracte închemate, deci acolo știți foarte clar că avem procedura la pachet, proiectare cu execuție. Deci avem 3 contracte semnate, și aici mă refer la Colegiul Tehnic Gheorghe Balș, la Colegiul Emil Bota, Național Emil Bota, și la Școala Mareșala Velescu, care s-au încheiat contractele, s-au dat și ordine de începe a lucrărilor clădinii de proiectare. Proiectarea durează 2 luni de zile, după care începe execuția. Deci demarează foarte greu, foarte, foarte greu. Celelalte școli sunt evaluare, probabil până la 5 august vor semna toate contractele. Suntem în întârziere pe evaluare la creșa programului lungit, iar până pe data de 10 august se semnează ordine de începe a lucrărilor pentru a drum nord, asfaltarea de drumul nord, cel cu proiecte care avem dezvoltare. Așteptăm cu mare interes pe programul de dezvoltare locală finanțarea primăriei de Împat. Avem speranțe acolo. Din ultima adresă primită ieri, dar și din discuții purtate la nivel de România. Restul pe programul operațional, Casa de Cultură, Biblioteca, așteptăm să semnăm cel de finanțare. Deci toate vizele în teren și toate lămurile care au fost cerute au fost date. Mâine avem o viză în teren pentru Colegiul Național din Bota, pentru programul operațional, pentru acea eficientizare. Și restul, suntem în lucru acum cu axa 13, s-a repus Gheorghe Balș, proiectul de finanțare. Așteptăm să ne ceară lămuri, dacă este cazul, și suntem cu axa 13, care a fost acea axă foarte mare, care sperăm până pe 25 august sau 30 august, ultimul termen, să-l depunem. Avem toți banii prin păriste. Dacă vă interesează ce înseamnă axa 13, pot să vă spun. Axa 13, și se finanțează pe axa 13. Reabilitare Clubul Copiilor, intră grădinița numărul 1, reabilitare totală. După asta intrăm în Parcul Central, reabilitare totală. Avem trotuare de pe șoseaua națională, pe DN2, stânga, dreapta, pe tot ce înseamnă trotuar, cu modernizare pentru, inclusiv pentru persoane cu dizabilități și treceri de vietoni. Avem Oneștiul la fel prins, avem Statua Libertății, numai în dreptul școlii 4, avem parcul de la zona Saltimilor, acolo care nu a fost finanțat, avem reabilitare, sala de sport Ciupitu, o știți foarte bine, înaintarea pe extrazi, avem demolarea miliției vechi, spune miliția vechi, nu poliția veche, și acolo probabil vă facem loc de parcare și tot mâine vin experții. Avem muzeul de la Județul Vechi, școala de la față, care n-am demolat-o și o modernizăm pe aia, o reabilităm, inclusiv parcul, jumătate de hectare în formă de el pe Județul Vechi, care nu a fost prins.
Și avem blocuri de locuințe sociale în zona Vrancatului. Deci, cred că două scări și dacă reușim să facem zona acolo, va face o selecție la 35-40 și unul din cele două blocuri, cred că 35, va fi demolat. Și unde e zona Vrancatului? Poftim? Unde e zona Vrancatului? Zona Vrancatului, chiar la moara lui Doboș, pe vârful ăla acolo, chiar lateralul Morii. Deci este un teren acolo, avem în jur de 6.000, aproape 7.000 de metri. Dar am fost în ședință pentru... Am fost aprobat în ședință. Da, noi am aprobat în ședință. Da. Cam asta înseamnă axa 13 și avem toți banii pregătiți. Prima dată cu centura, ce să mai centura ocolitoare este prinsă în drumul expres Focșani-Bacău, cu speranțe de a-ți finaliza până în 2020. Deci să înceapă 2018 și 2020. Ăsta e ultimul răspuns la Ministerul Transportului. 2020, finalizarea va fi în 2020. Vreau să vă întreb ceva în legătură cu... Am avut un proiect de hotărâre cu acea stradă pe lângă Casa de Apă, acolo domnul primar. Au fost solicitări din partea locatarilor că nu își pot face buletine, nu își pot înscrie copiii la... școli, ce se întâmplă acolo? Avem o soluție de rezolvare? Da, da, este o soluție. Deci, va rămâne în continuare. Deocamdată stradă privată, dar ca să putem trimite la funcția de amizare, am și județean cu denumirea străzilor care au propus-o cei de acolo, proprietarii și amizarea la Zaleiva, numai că solicitarea a fost făcută din bază cu un singur cetățean, de acolo, pe numit Dobre. Acolo sunt 25 de proprietari, minim o să... Domnul primar, știind că Poliția Municipiului Arjud au făcut demersuri, au analize, tot felul de... și au zis că este oportună această stradă pentru sens unic. Este o stradă blocată 90% și lunea, și marța, și vinerea. Se poate, nu se poate, eu vin cu propunerea să reanalizăm chestia asta. Eu zic că nu. Se poate cu aprobarea Consiliului Local și atunci o să revenim la serviciul circulației al Poliției Municipiului Arjud, să ne dăm la firma pentru strada aia, dacă Consiliul hotărăște să facem sensul unei voturi. Dar hotărârea nu va Consiliul Local. Eu zic că ar trebui să... Putem propune chiar acum. Eu zic că ar trebui analizat toată lumea. A mai fost în discuție. Este o stradă blocată. O ieșire spre șoseaua națională. Spre E85. Adică să pleci din partea de asta. Da, asta înseamnă ca Vasile Alexandrei să intre numai, să se intre pe, numai pe Vasile Alexandrei și să se iasă pe acolo. Și toți cei din zona așa, o să blocheze numai în el. Cei de la poliție cred că sunt în măsură să ne dea o variantă pozitivă pentru chestia asta. Varianta zice numai strada aia. Numai strada aia să ne facem. Deci strada aia să ne facem. De foarte multe ori am văzut... A, să fie numai sigur. Numai sensul. Numai strada aia. Numai, deci numai strada aia să fie cu sens unic și să iasă cu dreapta, imediat în E85. Deci am văzut de foarte multe ori... Da, se intră... Așa chiar e la mâine. Păi, dar se poate, cred că și propune chestia asta aici. Ședința din 2020 cu varianța de ieșire. Deci nu mai sensul din strada aia, ales nimic altceva. Decizia mea acolo, dacă mai sunt probleme la diverse, dacă nu mai sunt, declar închise lucrurile ședinței ordinare de astăzi. Vă mulțumesc.